Peste 1500 de copii și tineri au concertat în această după-amiază la sala polivalentă din Cluj-Napoca în cadrul evenimentului muzical Cântările Cerului. Manifestarea a fost realizată și inițiată de organizația creștină Agape. Spectatorii au putut asculta pricezne și cântări religioase, majoritatea făcând parte din tezaurul de cântări al Asociației Misionare Oastea Domnului. În deschidere, înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a rostit o rugăciune de binecuvântare și i-a felicitat pe organizatori, dar și pe copiii și tinerii participanți, pentru misiunea de propovăduire a Evangheliei prin cântec. Faptul că v-ați adunat și dați mărturie de credință este un lucru extraordinar. Cântările Cerului și cei ce le-au organizat merită felicitați și îl rugăm pe Dumnezeu să-i binecuvinteze și să le ajute ca misiunea aceasta creștină să meargă înainte frumos, frumos de tot. E nevoie de mărturisire, pentru că, deși trăim într-o societate liberă, democratică, nu toți au preocupări de natură duhovnicească și atunci oamenii se aprind cum se aprinde lumina din lumină, adică voi copii, voi tineri, sunteți cei care îi veți ajuta și pe cei mai puțin preocupați de cele duhovnicești să se preocupe de cele duhovnicești. Alături de cei 1500 de copii și tineri coriști, dirijați de părintele Ciprian Taloș de la Parohia Nașterea Domnului din Cluj-Napoca, au cântat și recitat arhidiaconul Bartolomeu Trofin, harpista Evelina Andrieș, pianista Maria Taloș, soprana Rut Iovescu și eleva Ilaria Iacob. Preasfințitul părinte episcop vicar Benedict Bistrițeanu le-a explicat participanților de ce evenimentul Cântările Cerului se desfășoară și sub semnul prieteniei. Există multe lucruri frumoase pe care trebuie să le ocrotim. Dacă e vorba de prietenie, dacă e vorba de proiectul despre care ați pomenit, e vorba mai ales de a sta umăr la umăr, umăr lângă umăr, a întinde mâna celui nevoie, nu cu superioritate, ci pentru a-l ridica și a-l face în așa fel încât să alerge alături de tine. Bineînțeles că sunt și eu foarte bucuros pentru acest eveniment deosebit și de amploare față de anul trecut, nu? Și probabil că, vă zic și e și urarea, nădăjduim ca anii următori să crească, în așa fel încât să fim tot mai mulți și atmosfera să fie tot mai încurajatoare. Copiii și tinerii prezenți, organizați în 60 de grupe împreună cu preoții și coordonatorii lor, au făcut parte din mai multe parohii și asociații de tineret din cuprinsul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, al Episcopiei Sălajului, dar și din alte zone ale țării. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste cântări minunate care fac parte din tezaurul de cântări nemuritoare al mișcării ortodoxe Oastea Domnului. Cele mai multe au fost scrise de poetul martir Traian Dorz. Avem acest elan să mergem mai departe cu binecuvântarea ierarhilor noștri și să continuăm această serie de evenimente Cântările Cerului, care, iată, am avut bucuria să avem a doua ediție. Ediția din acest an a avut și un scop caritabil. În cadrul evenimentului muzical au fost adunate fonduri pentru construirea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor din localitatea clujană Sân Nicoară. Tot în cadrul spectacolului, organizația creștină Agape, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, a premiat 20 de elevi olimpici. În încheiere, corul de copii și tineri a cântat împreună cu publicul spectator troparul Pascal Hristos a înviat și priceazna O Măicuță Sfântă.